găsiți, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, ceva mai târziu decât în alte seri, dar uh, ați văzut muzică, suntem un post de muzică în primul rând, așa că e normal pe undeva. Uh, suntem uh, uh, final de săptămână pentru noi, de fapt și pentru telespectatori, dacă ne gândim că mâine este 1 mai și avem o zi liberă în majoritatea sectoarelor. De fapt, uh, cei care doriți vă puteți mâine puteți fi la Drăgueni sau în altă parte, sâmbătă și duminică se poate merge la Ponoare și în alte, și în alte locuri. Începem emisiunea de astăzi e cu o întârziere, ca de obicei uităm cu ghilimele de rigoare. De fapt, e adevărat că mai și Neglijăm să prezentăm săptămânalul vertical, a apărut un nou număr, marți, e vorba de numărul 456, un număr care cuprinde, de a vi-l și arătam, cuprinde materiale, aș spune eu, interesante. Aflăm că nou statut al PNL, dacă va fi cum se preconizează, va duce la schimbarea cu din partea PNL. Iordache, Leuștean, Bobaru sau Vulpe în locul lui Dian. E întrebarea uh, Aurei Stoenescu, redactorul șef al acestei publicații și colega noastră. Dar trebuie să vă spun că mai nou, Dian Popescu a declarat, uh, după apariția acestui material, că el totuși se așteaptă să nu fie schimbat până în 2017. Uh, alte materiale din acest număr, arderea miniștilor, pierderea subvențiilor, atenție. Uh, aflăm despre cenarul columna că a fost în vizită la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, v-am anunțat și noi acest lucru. Că fermierii sunt așteptați la Apia. Și alte despre elevii de la... Colegiul Național Haret, care au fost de, de zilele Euroșcola la Strasburg. Aflăm amănunte mai multe, inclusiv lista de câștigători, așa cum vă și promiteam înainte, la concursul județean de istorie Gheorghe Magheru, organizat la Bălești. Și să știți că dacă doriți și veți citi verticalul, veți găsi, sub semnătura publicistului Ion Elena, un material despre festivalul despre, despre, festivalul desfășurat la Târgu Jiu, dedicat lui Liviu Dafinescu și aș vrea să vă spun că au participat peste 500 de copii. Rezultate și alte lucruri foarte, 26 de formații artistice de dans popular au umplut piața prefecturii. Dacă doriți să aflați, veți, veți găsi în paginile verticalului. Bineînțeles, nu lipsesc rubicele tradiționale despre o rețetă de bucătărie, hotărâri de consiliu și altele. Apropo, de acest număr are și trei editoriale. Unul se numește uh, Sus cinstiții, jos hoții, semnat Aura Stoinescu. Unul se numește Teoretic, suntem în direcția bună, și este un editorial semnat Andrei Popete Pătrașcu. Și uh, un editorial întrebare, a spune eu. România lucrului bine făcut, subsemnatul este autorul, și în care mă întreb dacă România aceasta are ceva din ce se preconiza în campania electorală, pentru că deocamdată lucrurile nu s-au schimbat atât de esențial cum ne-am fi așteptat. Vreau să vă spun că voi începe și astă seară cu subiectul numărul 1 în Gorj, un subiect care, după comentariile mele de aseară, vreau să vă spun că am primit foarte multe. Am primit foarte multe comentarii, unele stânite mai târziu, de, deci după ieșirea din emisie, în care comentau favorabil la ce am spus eu, dar din păcate eu am spus total nefavorabil la adresa echipei. Probabil că Uh, Și-au dat seama și cei care au făcut, uh, să zic așa, mutarea de ieri, pentru că, uh, de ce vă spun acest lucru, avem astăzi alte, alte idei, alte informații. Știți, ieri uh, Eugen Pârvulescu, președintele Clubului Pandurii, a fost uh, suspendat uh, pentru trei luni la început. Deci, fostul președinte al CS Pandurii, Eugen Pârvulescu, a făcut plângeri, atenție, la Direcția Națională Anticorupție și Federația Română de Fotbal, după ce a fost acuzat că a făcut blat cu Universitatea Cluj, la meciul Pandurilor de acasă cu Universitatea, cum spuneam, cu, meci, cu meciul cu Clujeni. Contractul lui Pârvulescu la Pandurii a fost suspendat ieri pentru trei luni, acesta fiind revocat din funcția de președinte al Consiliului de Administrație președintele Galeriei Duri, știți, am anunțat de ieri, Vali Peptenatu a depus plângerea la poliție și cere să se lămurească situația de la club. Scandalul vine într-un moment în care CS Pandurii are mari dificultăți în a evita retrogradarea și mai aflăm că Mihai Stelescu, eu știam că este antrenor, domnul Stelescu, îl va înlocui pe Eugen Pârvulescu. Adică, cum să vă spun eu, dacă nu s-a des, descurcat și fostul președinte, Miramaș să o facă Mihai Stelescu, dar e manta de vreme era. Însă problema este în altă parte. Și aici aș vrea să vorbesc. Știți că eu v-am spus că riscăm foarte mult. Printre altele, atenție, FC Argeș într-o situație similară a fost retrogradat în, în, divizia în Liga a doua. Atenție că asta ne paște dacă se va demonstra blatul. Bine, vreau să vă spun că știți, telespectatorii nu știu sunt mai deștept decât ai altora și unul dintre telespectatorii însemna la un lucru și cum să vă spun, o lansez sub rezerva dacă acest mes, această informație se confirmă, n-am văzut la colegii din media, și anume că în contractul lui Eugen Pârvulescu, președintele suspendat, există o clauză, o sumă mare de bani, care el ar lua-o dacă echipa se salvează de la retrogradare. Și cum echipa practic e salvată după meciul cu Dinamo, adică e greu de crezut că nu se vor mai face în ultimile 5 etape măcar 5 puncte, că bănuiesc că cu 40 oricum e salvată, e salvată echipa, în aceste condiții, încep să mă întreb dacă nu cumva a fost suspendat din această cauză să nu se mai plătească suma respectivă. Bine, există și teoria, v-am prezentat-o și aseară, că de fapt, ne nefiind bani pentru anul viitor la echipă, s-a căutat soluția ca echipa să fie să se ducă în divizia B un fel sau altul. Cum a pare să se fi salvat fotbalistic, atunci să-i dăm în cap pe partea altă. Va, vila l-am lăsat cu titlul de păreri, nu sunt uh, de fapt, nu ar putea să fie foarte sigur, nu avem certitudini, dar există în spațiu public. Această emisiune este una de discuție, un forum de discuție până la urmă. Aștept chiar comentariile dumneavoastră, care de multe ori sunt foarte interesante. Și haideți să vedem ce s-a mai întâmplat și astăzi, că situația e mai ciudată ca niciodată. Doi acționari de la CSP Andurii, de liderii PSD Gorj, ne spun colegii de la Panduru, Florin Cârciumaru și Ion și-au schimbat declarațiile cu privire la blatul făcut de Eugen Pârvulescu la meciul dintre Panduri și Universitatea Cluj. Pe 28 aprilie, deci al ieri, aceștia au semnat uh, suspendarea contractului de muncă a lui Pârvulescu și revocarea din funcția de președinte din cauza unor suspiciuni de blat apărute în presă. Bă, dar cum să vă spun, până acum n-au prea fost sensibili așa, nici un oficial de la Gorj, pardon, n-a prea fost sensibil la semnalele presei, nici locale, nici centrale. Acum, dintr-o dată, semnalele au venit, cum să vă spun eu, n-ar fi exclus ca semnalele să-i din presa aia, care, dacă ne uităm mai în spate, s-ar putea să aibă și contracte cu cine trebuie. Bun, dar nu asta e problema. Acum cei doi spun că nu-l consideră vinovat și armi că nu au probe care să susțină blatul. deci, atenție, declară domnul Ion Călinoiu, nu avem dovezi și nu-l considerăm vinovat. Uh, Florin Cârciumanu spunea tot ieri, eu personal nu-l consider vinovat. V-am citat deja această declarație uh, seara trecută. Așa că, dacă doi din patru spun că n-ar fi vinovat, de ce s-a făcut acel act? Act care, atenție, astăzi am discutat cu mai mulți angajați să zicem, din uh, mișcarea sportivă gorjeană, toți spună, nu domne, nu riscă nimic, echipa, știți că de fapt au fost suspiciuni, că știu ei, că de fapt s-a întâlnit uh, uh cu conducătorii de la Cluj, s-au întâlnit la, când au venit ei aici și că aici s-a pus bazele unde e un blat sau ceva de genul ăsta. În primul rând, avem o problemă și anume, în UEFA, știți, în și în Cupele Europene, în Liga Campionilor. Știți acest lucru? -ă, conducătorii celor două delegații se întâlnesc oficial, iau, iau masa împreună de fiecare dată. Deci, dacă s-ar fi întâlnit, n-ar fi fost nicio problemă. Până la urmă, e o, o procedură europeană. În al doilea rând, omul a lucrat acolo o perioadă. O perioadă când, aici, la Gorj niște ageami au făcut praf club. Hai să o spunem. Deci, echipa de la Cupele Europene se dusese se de tot. Hai să o spunem că știți cum e. E mai bine ca oamenii să știe despre ce e vorba și cu siguranță cei care, vă uitați la această emisiune știți despre ce vorbesc. Ați văzut acest lucru, da? Bun. Reveni Pârvulescu un club, echipa târâși, grăbiși cu un antrenor de... Mai apropo, Edi Ordonescu știți de ce a fost adus la Târgu da? Dacă n-am spus-o, o spun acum. Deci are un contract destul de mic. Ideea fiind în primul rând, ca el să facă performanță, să îi se facă un nume la echipa de E. Și în al doilea rând, pe ideea, scoatem câțiva jucători, ia Iordănescu cu bătrân pe la națională și vine pe Bamulți. mulți. Păi bun, dar acum dacă pe blatul ăsta, Mihai Roman, care a și 11 metri meciul cu Clujul, de la 700 milion de euro cât valora pe transfer mercato sau pe ce am văzut uneva acolo, S-ar putea să nu mai fie nici la jumătate, că dacă e blatist, că e clar, dacă l-a pus pe președinte și el, cel mai evident acolo, a fost că a ratat ăsta 11 metri, deși îmi pariu că n-a vrut să rateze. Bun. În varianta asta ne lovim în partea cealaltă, deci nu știm uh, cum să vă spun. Dacă obiectivul era să-l vindem pe Roman sau și pe altul, avem o mare problemă. Dar bun. S-ar și în chestia asta. Făcuși acest act, și de fapt te treziști că în condițiile în care pe domnul David îl știu destul de cerebral, singurul care rămâne pe listă și care are antecedente în a lua decizii aiuritoare din toate punctele de vedere, am văzut bal, balmeșul ăsta din complexul energetic Oltenia, este Laurențiu Ciurel. Laurențiu Ciurel care, cum să vă spun, am văzut ce manager este, deci o vede toată lumea. Dar atenție, eu ridic o semn, un semnal de ăsta pentru că e a două oară, cel puțin a două oară, când face ceva împotriva premierului Victor Ponta. Deci, liderii PSD ar trebui să analizeze două lucruri. La ultima vizită în Gorj a premierului în candidat de candidat la prezidențiale, când s-a dus la rovinari, la termocentrală, din ordinul Aurențiu Ciurel și ăsta, deci nu numai că s-a evitat dialogul cu FNM-ul, cu sindicatele, de a-și închis pe lideri pe undeva prin, pe acolo. Deci, efectiv, s-a evitat întâlnirea. Acum, acum două zile, știți că s-a anunțat și v-am prezentat și o informația că premierul Victor Ponta va veni în Gorj, cam în două săptămâni, să semneze actul noului stadion. Da? Actul de începere a lucrărilor, nu știu ce. O realizare fantastică pentru Gorj, pentru că e vorba de mulți bani și vom face un, un stadion foarte, foarte frumos. Bun. Și ziua următoare a apărut tâmpenia asta, care pune într-o lumină total de defavorabilă clubul Pandurii și mai știu ce altceva. Eu mă îndoiesc că premierul va mai veni în vizită la o asemenea situație. Că dacă vine... Da. Deci, ar trebui să se întrebe cei care l-au pus că bănuiesc că nu-i pentru meritele sale deosebite de mare manager, chiar dacă a fost și prin Australia sau pe unde a mai fost, sau e cetățean australian, să se mai gândească foarte bine dacă mai merge acest balast de imagine care este Laurențiu Ciurel, mai merită să fie în capul trepii. Asta e părerea mea, Poate mă dă în judecată, că știți că pe alți colegi i-a dat în judecată, dar eu vă spun, dacă acolo e ăsta, deci măcar ce-ați avut cu fotbalul? Deci întrebarea asta este, măcar ce-ați avut cu fotbalul? Bun, abandonăm acest subiect, nici nu-l putem rezolva foarte curând, vom vedea ce face echipa în următoarele etape, să sperăm că se salvează de la retrogradare din punctul ăsta de vedere și a scandalul ăsta vedem cum e clar că domnii Cârciumaru și Colinoi au realizat gogomânia care s-a produs și încearcă să o rezolve, dar eu vă spun, cu frf și mai ales cu UEFA, mai ales că echipa Pandurii a făcut niște rezultate în Europa, în care cei de acum n-au niciun merit, s-ar putea să se sesizeze. Deci avem o mare problemă la Târgușiu. Bun. Trecem mai departe. și Astăzi au fost uh, abia au început. Uh, cum să vă zic? Uh, uh, abia au început uh, uh, din nou, înainte de a ajunge la o arestare celebră. Știți că s-a început cu primarul din miercurea de prezentam aseară, și acum ai luat un reu din PSD, uh, unul din vicepreședinții partidului, primarul Nechita, de la, de la Iași, dar o să abordăm și acest subiect astă seară. Însă mai vorbesc de un subiect din fotbal și vreau să vă citesc un material semnat de ziaristul Matei Udrea. Material apărut astăzi în uh, ProSport, uh, care este în urma meciului de seară din campionat, de fapt finala campionatului între Steaua și ASEA Târgu Mureș, meci încheiat cu victoria mureșenilor cu 1 0. Vă citesc comentariu, e părerea lui, dar să știți că subscriu aceste idei și o să vă dați seama că dumneavoastră vă realizați că argumentele sale sunt destul de, de articulate. Cităm. Gigi nu mai e cel pe care îl știe lumea. Pușcăria l-a schimbat. Sursa empatizează cu deținătorul echipei de pe locul 2. Se simte asta din ton, deși încearcă să fie neutră. Cu alte cuvinte, spune omul, Motivul pentru care FCSB plutește acum în derivă e tocmai acesta. Gigi, care și-a construit imperiul pe propria sa energie, e consumat. Nu mai are chef și energie să se pună în centru acestei mașinării construite simplu și brutal după chipul și asemănarea lui. Nu e dispus să mai riște cum făcea altădată și, în plus, e dezamăgit. De ce? Vine firesc întrebarea. Pentru că se simte trădat. Acum, Becali este în fața unei dileme pe care altădată o rezolva în stilul său caracteristic, Tăin Nordul Gordian, fără prea multe discuții, dar pe care acum nu mai e capabil să o soluționeze. Dacă îl păstrează pe gâlcă, va pierde foarte probabil campionatul și, odată cu el, conexiunea la pompa de bani, care este Liga Campionilor. Va fi o tragedie pentru Steaua, de unde, în ultimii ani, zecile de milioane au ieșit exact așa cum au intrat, dar și o gaură pentru Latifundiar. În același timp, a înțeles că atât, cât a fost, că atât cât a fost în pușcărie, frâiele au, început, au încăput pe mâna altora la steaua. Sigur că poate ceda presiunilor și readuce pe cine trebuie în club, cu garanția că va lua titlu, dar asta înseamnă să piardă definitiv controlul. Tocmai pentru că nu mai este cel de odinioară, Gigi nu a reacționat așa cum îl știm atunci când și-a dat seama ce se petrece la club și de ce unii dintre jucători se comportă așa pe teren. Îi ele hamite spune omul nostru. Știe, s-a prins ce se întâmplă la echipă, pentru că nu e prost și a învățat fotbal, dar e lehamite. E posibil să fie așa, dincolo de această influență malefică insinuată în club, care posedă echipa și o face să nu mai răspundă la comenziile patronului, același lucru se întâmplă la alte 5-6 grupări din Liga 1. Mai e ceva. Gigi simte că mai are de dus o luptă cu un inamic periculos și tenace. Scenariul ar fi următorul. Cel târziu la vară, Steaua ar urma să aibă un alt proprietar. De bună voie s-au ajutat, Gigi ar urma să vândă. Dezamăgit, temător cu gândul la celelalte dosare care încă își mai așteaptă verdict, verdictul în tribunal, cu spectru revenirii după gratin la un orice moment, este eliberat condiționat cu o perioadă de încercare de 8 ani, apropo de completare, rămas fără banii din Liga Campionilor și cu 2000 de oameni în tribune la meciuri, alungat cu echipa din Ghencea, actualul proprietar va fi ajutat să ia decizia. Iar suporterii vor avea toate motivele să-l aclame pe noul patron, apărut în momentul oportun, la momentul oportun, ca să salveze situația. Totul va mirosi a nou. Următorul proprietar va găsi înțelegere la armată, va primi înapoi brandul, va proclama încheierea tuturor scandalurilor și începerea unei noiere. E doar un scenariu. Poate că sus are dreptate sau se înșală și Gigi își va reveni din pumn, asemenea unui boxeor de clasă. Cel târziu la vară ne vom lămuri cât de dărâmate becali. Ce vedem acum este vorba lui Horia Ivanovici, un bătrânel prăbușit pe scaun în loje, privind deziluzionat cum îi, cum îi, pierd campionatul jucătorii care nu se știe sigur la comanda cui mai răspund. De ce v-am citit acest material? Foarte simplu. Impresarul, care are majoritatea jucătorilor de la Steaua, are foarte mulți jucători, atât la Pandurii, cât și la Universitatea Cluj. E vorba de Ana Maria Prodan. Dacă ne uităm după anumite lucruri, s-ar putea. Deci, noi ne uităm spre Pârvulescu și s-ar putea ca lucrurile să fie în altă parte destul de ciudate. De ce cred eu că, totuși, atenție, Steaua a pierdut campionatul, poate l-a pierdut la Târgu Jiu când au luat bătaie. Da? Dar poate că așa, fost, așa trebuia să se întâmple. Și noi jucăm, deci noi vedem la Târgu Jiu doar o regie. Poate. A mai apărut prin presă. Dar cred că am vorbit suficient de fotbal în seara asta și mai e și problema cealaltă. Că uh, nu știu dacă lucrurile se lămuresc prea curând. Spuneam și acum ne îndreptăm, vă dați seama, subiectul nea nu poate să lipsească nicio seară, dar trebuie să mai spunem un lucru: că începe să nu mai stârnească, deci, de exemplu, am urmărit de curiozitate în ultimile zile agențiile, site-urile, nu mai avem. Bine, nu au mai fost nici nume foarte mari. Dar acum avem un nume mare. E vorba de Gheorghe Nechita de la Iași. A fost și Mier Curaciucu. Nu mai face primă pagină sau nu mai face atât cât făcea până acum. În ritmul ăsta, vreau să vă spun că în două-trei luni, deci la vacanța de vară, efectiv ai știre Va fi cu ce face dna -ul. Poate e o intrare în normalitate. Sau? Bun. Cum titrează colegii din presa centrală, dna lovește dur la primăria Iași după ce l-a sălta pe primarul Gheorghe Nechita. Trei angajați ai primăriei Iași, șefei unor servicii din cadrul instituției, au fost ridicați joi de procurorii DNA și conduși la audieri. Adina Samson, șefa serviciului Managementul Calității, Eugen Chișcă, șeful serviciului administrativ și Dumitru Tomorog, șeful Direcției Tehnice de Investiții, au fost ridicați de masca și conduși la audier la DNA în urma percheziților făcute de procurorii anticorupție în cursul zilei de joi uh, la sediul primăriei. Cei trei au fost ridicați după ce numără câteva ore primarul Gheorghe Nechita a fost dus și el la audier la DNA București. Procurorii ai Direcției Naționale Anticorupție au efectuat joi, percheziți în 21 de locații situate în județul Iași, dintre care trei sunt sediile unor instituții publice, într-un dosar care vizează infracțiuni comise de la începutul anului până în prezent. Procurorii din cadrul DNA, secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție comise de la începutul anului 2015 până prezent. În cursul zilei de 30 aprilie, ca urmare a obținerii autorizărilor legale, s-a trecut la fapte. Asta luăm dintr-un comunicat. Deci, dacă s a produs acte de corupție majore sau importante ca să intre dna în 2015, deci vreau să vă spun că ea sunt tembeli. Deci, în 3-4 luni în care dna a făcut ravagii, tu să faci chestii de genul ăsta, e cum e. Am văzut astăzi, apropo de știri, o explicație că și făcuse primarul Nechita, deci poliția locală era folosită pe post de un fel de serviciu secret, ceva de genul ăsta, de urmărea ce se întâmplă cu adversarii, cu nu știu ce și cu nu știu cum. Serviciu de informații, ceva de genul ăsta. Dacă așa e, bine, asta nu știu, nu văd unei corupție, dar eventual abuz în funcție. Dar Rămâne să vedem exact ce sunt, care sunt acuzațiile și dovezile, că bănuiesc că pentru atâta lucru nu l aduceau până la București, decât dacă lucrurile sunt mult mai grave. Bine, e doar o părere. Dar faptul că a chemat și pe alții din primărie, sigur, mi-a ieșit altceva și mult mai grav. Uh, vreau să vă spun însă un alt lucru, și anume, uh, astăzi e, uh, Astăzi a mai apărut un, un material extrem de interesant și aș vrea să vă prezint din el ceva pentru că se leagă cu subiectul. Și anume, generalul Dumitru Dumbravă, șeful direcției, șeful direcției, direcția juridică a Serviciului Român de Informații, mărturisește într-un interviu acordat site-ului juridice.ro faptul că ar exista o patologie în privința corupției și că societatea românească pare decimată de flagelul corupției. Șeful departamentului juridic din SRI se arată surprins de faptul că, deși ecranele televizoarelor sunt într-un continuu breaking news privind faptele de corupție săvârșite în România, încă sunt, cităm, unii care privesc ecranele televizor și își numără banii primiți de mită, crezându-se imun la reacția autorităților. Da, are dreptate, deci aici cred că se încadrează uh, Gheorghe Nechita de la Iași și ceilalți dacă se confirmă acuzațiile aduse de SRI, de, pardon, de DNA. Uh, apropo de șeful de la SRI, vreau să vă spun de generalul Dumbrava, uh, el mai spune ceva foarte interesant, uh, uh, cităm, am vorbit puțin înainte de o anumită patologie și încep uneori să cred că săvârșirea unor fapte de corupție este o boală care macină societatea românească. După ce decimează conștiințele unor oameni de obște educație absolvenți de drept care s-ar putea revendica unei elite. Da, ați amintit de răsaduri, excursii. Eu mi-am de un iPod, telefoane mobile, uneori este vorba despre funcții înalte sau material de construcții. În funcție de creativitatea mituitorului, miza aflat în joc și rezistența magistratului supus unei astfel de presiuni. Iată ce mai ia omul, ce mai ia omul ca, și, ca și mită. Uh, și apropo de ceea ce citat mai pe larg, Cităm ce spune Dumbravă, un lucru nu încetează să mă uimească de fiecare dată. Sunt momente în care toate ecranele televiziunilor de știri se îngălbenesc de breaking news -uri. Ei bine, pe acest fond maladiv, hepatic, sunt unii care privești și își numără banii primiți de mită, crezându-se imun la reacția autorităților. Vestea proastă pe care o dau este că statul român și-a dezvoltat sistemul imunitar, iar SRI este unul dintre anticorpii bine dezvoltați și echipați pentru sănătoșirea societății și eliminarea corupției. Să le dorim! ca aceste instituții să-și facă datoria, fără ură și fără părtinire și echidistant și totul e ok. Cel puțin, dovezile sunt concludente că se fac lucruri de acest gen. Bun, depășim subiectul legat de ce, actualitatea din domeniul DNA și al autorităților, în general, pentru a vorbi de un alt subiect, unul anunțat uh, deja, și anume. Uh, anu deci anunțat deja de câteva zile, când spuneam că se pregătește numirea unor noi ambasadori. Uh, între timp uh, s-au confirmat, uh, confirmat numirile. Președintele României, Claus Iohannis, a numit joi mai mulți ambasadori după cum se, deci George Maior, fostul șef al seriei, este nou ambasador al României în Statele Unite. Jurnalistul Emil Hurezeanu va reprezenta România la Berlin. Adrian Cioroianu va fi ambasador al României la UNESCO. Interesant apropo de numiri. Migna Ioan Motoc, de se vorbea la un moment dat de el chiar să vină ca și consilier al, al președintelui. Va fi ambasador extraordinar și plenipotențiar în regatul unit al Marii Britaniei Marii Britanie și Irlandă de Nord. Bogdan Mazuru va, va merge în Austria, deci Emir Hurezeanu, vă spuneam, va merge în Germania. Luminița Teodora Odobescu va fi uh, reprezentantul nostru la Uniunea Europeană. Cum spuneam, George Maior va fi în SUA. Adrian Cosmin Vieriță va fi la sediul 1 din Geneva. Carmen Liliana Podgorean va merge în Republica Argentina și Paraguay. Iulian Buga va fi la, în Suedia. Adrian Cioroianu va fi la UNESCO, cum spuneam. Jinga va fi uh, la ONU la Și, bine, alții, mai de mică n-am auzit cine de ei. Uh, maestru Nicolae Manolescu, Manolescu, uh, celebru critic literar, care era ambasadorul permanent pe lângă UNESCO, așa a și avut niște scandaluri în ultima perioadă, este trecut în rezervă și va veni acasă, definitiv n-a primit o altă, o altă însărcinare. Bineînțeles, bănuiesc că deciziile vor fi criticate, cum facem de obicei, că vezi de ce n-a fost ăla și a fost ăla alt, că de ce, cum s-a obișnuit, deci... E președintele Iohannis este lovit foarte dur în ultima perioadă, e o echipă de zgomote foarte bine articulată, dar părerea mea e că, uh, cum să vă zic, a luat deciziile cele mai bune și o să vă spun de ce. Uh, faptul că a făcut și niște rechemări și niște numiri, mi se pare foarte ok. De exemplu, Ming Namoto, că a fost mutat de la reprezentanța pe lângă UE la ambasada din Marea Britanie. Bogdan Mazuru a fost mutat din Franța în Austria. Luminița Odobescu, deci cum spuneam, va fi la Uniunea Europeană. Vieriță din SUA va fi la Geneva. Iulian Buga a fost mutat tot din SUA în Suedia. Dar asta, de, de deci Vieriță era la sediu de acolo, la sediu 1 de acolo. Ion Jinga a fost rechemat de la Londra și trimis reprezentant permanent pe lângă oficiul ONU de la New York. Și eu zic că cea mai inspirată, adică n-am -am fost niciodată fanul lui Nicolae Manolescu, nici nu din domeniul meu, Manolescu era și foarte în vârstă, deci cred că era cam timpul de pensionare, iar 70 cred că are, iar Adrian Cioroianu, nu numai că mi-a fost profesor, dar vreau să vă zic că este și un publicist cunoscut, apropo de emisiunile lui Ultimel, le vedeți pe canalul 2 al televiziunii române, într-o emisiune 5 minute de istorie, foarte interesantă, cred că e o numire inspirată, e o persoană publică, a fost ministru de externe, deci sunt toate, aș putea spune, sunt toate argumentele în favoarea acestei numiri. Apropo, pentru să spun așa pentru președintele Iohannis, mai este și liberal și așa că cred că e un argument în plus în aceste, în aceste zile ca să-l numești pe Cioroianu la, la UNESCO. E în domeniul cultural, deci e bine văzut. Mergem mai departe cu știrile, cu știrile zilei că și o să vă, vă mai spun un lucru foarte interesant. De câteva zile avem, într-adevăr, s-a constatat, inclusiv la Târgu Jiu și prin, și prin alte părți, că în momentul când cei care impun politica de prețuri în România, hipermarketurile, care atenție, nu sunt românești, ăștia care mai sunt români, și-au cam, și cam luat-o în ultimul timp. Deci dispar încet, încet. Au crescut prețurile, chipurile care a crescut cursul, că, în fine, chestii de genul ăsta conjuncturale, ca să aibă de unde reduce când se va aplica tva E clar acest lucru și s-a văzut. Nu cred că e cineva în România care să nu fie convins. Dar vreau să vă spun că există organe de presă, unele chiar destul de serioase, cel puțin asta e părerea, sau era părerea mea, care început, au început de ieri să pună sub semnul întrebării aceasta. Nu, domne, dar de fapt nu au crescut. Sunt conjunctura. Deci recunosc că sunt niște crește. Dar sunt conjuncturale. Ei n-au vrut să crească. Ba, din contră, ei vor reduce, dar de fapt și nu știu ce. Dacă ar fi să ne uităm, nu, nu stau să caut acum, dar cu siguranță, dacă o să vă uitați în publicațiile respective, pe print, sau chiar în format electronic, veți găsi niște BNR, niște astea de publicitate de la cei interesați. Așa că punctul lor de vedere nu prea este cel ok. Eu o dau cum? Că de fapt, vezi, doamne, o campanie de presă artificială făcută de guvern, că de fapt, vezi, doamne, ei au vrut să-și facă o imagine, guvernul, pe chestia asta. Pe păi, guvernul câștiga momentul când se reduceau prețurile. Ba din contră, părerea mea că guvernul nu avea de ce să-și pună marile magazine în cap. Iar hipermarketurile de la noi dau și fac anumite lucruri. Acum, cel care este criticat foarte, foarte dur este Ministrul Agriculturii, care a anunțat astăzi că săptămâna viitoare va merge în toate magazinele. Păi, bun. Deci merge să verifice dacă e așa sau așa. E, o anumită par, parte a presei a început să urle. A, că de fapt nu e așa, că de fapt unde se duc? De ce se duce în magazine? Dar de ce vrea să susțină această campanie? Că nu e adevărată. Pe păi bun, o să duce să vadă. Și dacă eu am produsul scumpit cu 30% față de săptămâna trecută, iar tu îmi spui că de fapt e o creștere conjuncturală și, și știi tu că tu reducerea va fi de la 24% la 9%, Chiar toată țara, suntem un popor de retardat, să nu pricepem acest lucru? Sau să nu pricepem că tu, publicație online, sau cum ești, ai tot interesul să promovezi acest lucru Eu, uh, pentru că ai un contract în derulare? Sau ai avut? Sau vei avea? Deci, ce aș vrea să uh, vadă telespectatorii noștri e că sunt și alte lucruri decât ce vedeți. De nu luați chiar literă de lege tot ce vedeți și pe televiziuni, și pe diverse site-uri, pentru că unele, unele, cele mai multe, au un interes. Bine, interesul comun este supraviețuirea. Dar unii, vreau să vă spun, că nu țin cont de niciun fel de deontologie în momentul când e vorba de bani. Așa că fiți foarte atenți la acest lucru și constatați cu ochii dumneavoastră. E posibil să fie o campanie a guvernului, să acceptăm și varianta asta. Dar dacă eu la raft văd prețul crescut cu de la 2 și ceva la 3 și ceva sau laptele de la 3 și ceva la 4 și ceva, deci ca, înseamnă undeva 20 și ceva la sută creștere față de o săptămână. Hai da, dacă poți să crească puțin cursul sau ceva conjunctural, crești și tu 1, 2, 3 să zicem, nu 20, pardon. Deci, nu suntem, ar trebui să începem să pricepem aceste lucruri și cred că ar trebui să priceapă și cei în cauză că românii se pot și deștepta în sensul de a vedea când, sunt, când lucrurile nu stau așa cum li se, cum li se înfățișează de către, de către unul sau altul. Dar știți cum este, avem la noi este și problema aceasta că vezi doamne ar fi nu știu ce campanii în spate ale guvernului de imagine și de nu știu ce eu aici nu văd uh, uh, nu văd o problemă uh, dar în fine vom mai vedea pe parcursul următoarelor săptămâni dacă este așa sau uh, dacă este așa sau nu Uh, avem uh, între timp ProTV-ul a difuzat o, un comunicat în care spune că televiziunile noastre nu sunt de vânzare ce rezultate au avut ele prezintă reporter virtual și să știți că sunt, uh, au avut rezultate rezultate bune uh, în același timp uh, uh, Trebuie să spunem că astăzi a mai apărut o, o chestie interesantă, de fapt au apărut multe chestii interesante. O să începem cu una din ele. Și anume, știți că v-am dat acea informație conform căreia cartea Pas cu Pas a președintelui Iohannis se pare că ar avea alți autori într-un fel sau altul. Bun, președintele își va lansa pe 23 mai, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest de la Expo, al doilea său volum, intitulat Primul Pas. Știți această informație, vi-am dat-o și noi la momentul când a devenit publică. În introducerea noii cărți, președintele precizează că o dedică oamenilor care au demonstrat, cităm, o deschidere nebănuită, încheia citatul și l-au votat la prezidențialele din noiembrie 2014. Iată ce spune președintele în deschiderea acestei cărți. Campania din 2014 a avut o dinamică foarte atipică și a fost minată de câteva abuzuri și scandaluri care au eclipsat temele demne de a fi discutate într-un astfel de interval. Cred că analizarea acestor derapaje, fie ele legislative sau de comportament, ne poate face pe toți mai atenți la ceea ce înseamnă valori democratice, integritate și, în ultimul rând, respect pentru adversar. Pentru toate aceste motive, dar mai ales pentru deschiderea nebănuită pe care au demonstrat-o în noiembrie 2014. Cartea Primul pas le este dedicată celor 6 milioane de români care au crezut în acest mod nou de a face politică și mi-au dat voturile lor. Bun. Îi urăm succes președintelui cu noua carte. Până la urmă nu mai contează dacă de cine este scrisă în varianta că va fi din nou un bestseller. Vă mulțumim pentru atenție, vă urăm un weekend prelungit plin de soare și de vreme bună și de ce tot ce vă doriți. Ne întâlnim luni la aceeași oră la emisiunea Ordinea de zi. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!